Nicolae Ceaușescu was the last communist dictator of Europe. But the regime of Nicolae Ceaușescu was much more than a communist dictatorship. In the center of the Romanian capital stands the largest palace in the world. It looks like a glittering monument from an ancient kingdom. It is less than 20 years old. Romania has long been one of the poorest countries in Europe. But until the end of the 1980s, its dusty boulevards were the backdrop for one of the most exotic regimes Europe had ever seen. Totul era un fel de teatru normal. Chiar un foarte bun teatru. Cu 22 de milioane de aplaudaci. 22 de milioane de aplaudaci. Așa se numeau, aplaudaci. Și un singur interpret. De fapt, doi. Un cuplu. Mi se părea că e un om bun, că este un om care gusta spectacolele noastre, ne mulțumea pentru munca noastră, pentru ce am făcut. E o atmosferă plăcută pentru noi. Rapide nu sunt bune. Lăsați timpul să discearnă și va stabili locul lui în istorie. Eu nu mă dezic de valoarea mare, intrinsecă, a lui Ceaușescu, care a fost un important bărbat de stat. The Romania of Nicolae Ceaușescu was celebrated in spectacular theatrical shows. The whole country became a stage. Every inhabitant had a walk-on part. But there was only one star. On the 21st of August 1968, a young and inexperienced communist leader staged a mass demonstration which would transform his political power. Nicolae Ceaușescu, the son of a Romanian peasant, had been in office for 3 years. Until this moment, he had been regarded as the puppet of senior party members. All this was to change when he opposed the Russian invasion of Czechoslovakia. Atunci, în acea dimineață, mama, Dumnezeu să ierte, am iubit-o foarte mult, am divinizat-o, a venit de la piață cu o plasă cu cireșe și a strigat de nușe. Corneluși, au intrat rușii în Ceoslovacia. Am hotărât ca Ceaușescu să declare public că dacă vreun petec din teritoriul românesc va fi ocupat, noi vom riposta cu foc. Pătrunderea trupelor celor cinci socialiste în Ceoslovacia constituie o mare greșeală, o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Ceaușescu put on a show of defiance. The audience responded enthusiastically. M-am îmbrăcat cum am putut mai repede, m-am dus în piața Palatului. Din păcate, am ajuns la câteva minute după ce se terminase meeting-ul, dar am respirat aerul, era starea de spirit. Atunci am fost mândru că sunt român. Ceaușescu's opposition to Moscow launched him onto the world stage. World leaders flocked to Bucharest. Ceaușescu organized huge crowds to greet them.
It was an amazing show, but it was also more than a show. For the first time, a Romanian leader had become an international statesman. Thanks to his position between East and West, Ceausescu helped lay the groundwork for the Middle East peace settlement. The world was his friend. At home, he inspired a new national pride. Ceaușescu a dat românilor conștiința că nu mai sunt o colonie sovietică, că nu mai sunt un popor de sclavi ai Moscovei și că nu mai sunt nimeni pe lume. Ne-a făcut să credem că suntem și noi de nou cineva pe lume. Ceaușescu portrayed his opposition to Moscow as a new chapter in Romania's ancient struggle for independence. Before Ceaușescu, displays of nationalism were banned. Now, the party organized them. Țineți minte cuvintele lui Ștefan, care v-a fost bași până la adânci bătrânețe. Ceaușescu took part in pageants surrounded by horsemen in medieval costume. He believed he was following in the footsteps of the medieval kings who liberated Romania from foreign armies. Ceaușescu reprezintă această nație și această țară și că o reprezintă cu demnitate și cu cinste și că nu o lasă să fie încălcată cum am fost încălcați de hoarde de turci, hoarde de ruși, hoarde de habsburgici, hoarde germani. Support came from many people who were not communists. Nationalist intellectuals enthusiastically endorsed the new leader. They put pen to paper, and the Nicolae Ceaușescu personality cult was born. Your very existence is a miracle for man. Romanians, hungry and naked, have waited. When we say Ceaușescu, we say Romania. When you speak, rocks turn to mountains. The name of this leader is universal. Traveling further than any of the other princes, circling the planet as a messenger of our values and the global aspirations for a better and just world. His name is Nicolae Ceaușescu. Toate acele articole laudative au avut un scop foarte precis. Eu foloseam, de fapt, pe Ceaușescu ca un fel de timbru, ca să zic așa, pe un propriu mesaj, care era un mesaj naționalist. L-am folosit pe Ceaușescu drept cămilă. Ne-am pus desagii ideilor noastre între cocoașele lui. Ceaușescu did not only look back to Romania's past. He modernized and industrialized his country. Ceaușescu invested in big new factories, and the amateur bands of the production lines celebrated. Impoverished peasants were moved into newly built apartment blocks. One of Europe's most underdeveloped countries was rapidly becoming a little less underdeveloped. Într-adevăr era, dar avea tot ce trebuie. Deci atunci exista bază, materiale, scule și tot ce e. Mașinile erau mai bune, dar acum nu mai. Și unde vrei și la spital, că era, nu e cum să dă acum șpagă. Deci atunci era mai bine organizat. Acum, dacă te-ai îmbolnăvit... The communists commissioned scores of Romanian artists to paint portraits of their leader. Never before had a dictator looked so colorful. You didn't need to be a fan of Ceaușescu to pick up your brush. The party offered special inducements. Ceaușescu's artistic ambitions went beyond paintings, pop songs, and poems. He wanted to communicate on an altogether different scale. In stadiums. A new kind of political theater was invented. It combined the performing arts with mass demonstrations.
The entire Romanian population became performers in a show about themselves. Toate aceste manifestări erau manifestări cu un pronunțat caracter politic. Mesajul pe care noi vroiam să-l adresăm populației era în primul rând un mesaj de sprijinire a politicii Partidului Comunist. Adică noi ne adresam populației cu anumite lozinci, cu anumite gânduri. Noi construiam o țară. Ne scoteau înainte de manifestație două luni, făceam pregătire pe stadioane. 8 ore pe zi, cu 2 pauze. N-a mai fost un eveniment sau un spectacol să nu fiu prezent, orică era la Polivalent, orică se aniversa organizația pionierilor, că era ziua lui, că era ziua ei, că venea 23 august, că venea 1 mai ziua muncii, venea după aia 1 iunie ziua copilului, că eram copii, venea 2 mai ziua tineretului, nu? 2 mai, da. 1 mai era ziua muncii, 2 mai ziua tineretului. Nu era lună să nu fie câte un spectacol omagial, găseau eu câte un motiv și cam asta a fost toată copilăria mea. Toate lucrurile trebuiau să fie frumoase și bune din punct de vedere politic, deci spicele să fie mari și frumoase, muncitorii să muncească cu drag, în expresie coreografică vorbesc. Toți exista niște șalupete care se numea, deci se bănuia atunci minerii, deci era clasa muncitoare. Deci cu aia în cap albă, ce era așa, și cu șalupeta albastră, alții erau în gărzi. Deci noi primeam cartoanele numerotate de la 1 la 5, maxim 5 bucăți avea fiecare, și la o anumită comandă noi ridicam cartoanele în sus și ieșea chipul lui Elena Ceaușescu. Din distanță în distanță se băteau rondele pe culori. Și fiecare copil avea culoarea lui. Și intrau în Iureș, în stadion, pe o muzică sau pe un drob de tobă. Și bum, în momentul când ei se așezau, fiecare pe rondeaua lui. Și în momentul când se așezau, deja se citea. Mihai Voievod, domn al țării românești, al Ardealului și a toată... Historical scenes told a story of struggle. The chieftain Decebal had fought the Romans just as Ceaușescu had stood up to the Russians. Stefan the Great and Mihai the Brave had united Romania. You couldn't miss the point. Noi când am spus Ștefan cel Mare și teritoriul pe care îl stăpânea Ștefan cel Mare, aveam în vedere clar ca lucrurile astea să se spună, să se afle în afară, să se afle în Uniunea Sovietică. Am făcut câteva spectacole cu tentă istorică și plângeau generalii bătrâni, plângeau în sală. Măcar atâta lucru am putut să fac. There were other less emotional responses to the show. Oricum așteptam ziua respectivă. Abia așteptam să ajungem să facem spectacolul și să vedem cum a ieșit. Și de acolo de sus se vedea o frumusețe jos. Sincer să fiu, dacă mă aduc aminte, mergeam cu plăcere la spectacolul ăsta, că se stătea la soare, se făcea plajă. La prânz fiecare scotea mâncarea și mâncam împreună și era destul de plăcut.
Almost everyone in the stadium had a part to play. Ceausescu and the Central Committee were the only spectators. But at the end of the show, something strange happened. All the performers and the whole audience would turn round and applaud Nicolae Ceausescu and his wife. The actors had become the audience. The audience had become the actors. In acel moment, a existat o singură suflare în România. Partidul și poporul gândeau, suflau, respirau în același timp. Adică această act al conducerii române a lui Ceaușescu a avut un mare ecou în rândurile populației și s-a bucurat de o aprobare deplină. Ceaușescu's theatre spread further and deeper. The image of Romania presented in the stadium was reproduced by the media. Journalists had to follow a simple rule. În general erau titluri mărețe realizări, epoca de aur, epoca cea mai, sau epoca Nicolae Ceaușescu, epoca cea mai, celor mai importante realizări din istoria României. Toate aceste realizări trebuia să convergă spre vârful acestei piramide care realiza totul, absolut totul, și care era șeful statului, șeful partidului, șeful armatei, Nicolae Ceaușescu. Care juca un anumit rol. Reporterul, acela de a pune întrebări care să nu deranjeze pe nimeni, altcineva, iar interlocutorul, răspunsul pe care l-aștepta reporterul și, evident, conducerea județeană de partid sau conducerea superioară de partid. Am urmărit cu profundă satisfacție patriotică magistralul raport expus de secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, raport în care și noi, constructorii, ne regăsim în amplele programe de dezvoltare a investițiilor din țara noastră. Nu aveai voie să greșești de două ori. Regulile erau clare, să nu greșești, să nu se vadă ce nu trebuie, să nu se vadă de pe partea stângă, dacă montai camera cu o insulație care nu îi convine, se vedeau niște pete de om bătrân bolnav de ficat. Ceaușescu se bâlbâia foarte des. Da, de regulă la poporului intra în bâlbăială și spunea ceva la modul ăsta, poporului, cam așa face. Altceva nu trebuia văzut când el schimbă impresii cu membrii comitetului politic care îl însoțeau. Trebuia văzut numai el când aplaudă sau numai el când este foarte mulțumit și zâmbește. Era momentul clasic când șoimii patriei veneau să-i mâneze flori la sfârșitul spectacolului. Ăla obligatoriu trebuia văzut. Încă din copilărie am vrut să fac gazetărie. Sigur că aș fi putut să mă duc să lucrez la o publicație mai puțin importantă și sufletește poate că aș fi fost salvat. Am rămas la televiziune poate că și pentru faptul că îți dădea o anumită satisfacție. Te știa lumea, te vedea lumea. Și eu cred că acest lucru mă face vinovat față de mine însumi. Deci aveam posibilitatea să aleg, nu mă obliga nimeni să lucrez doar la televiziune, puteam să mai găsesc și altă posibilitate. Dar vreau să spun că nimeni dintre noi, cei care am lucrat în acest aparat de propagandă, nu putem fi scutiți de vinovăție, de responsabilitate față de ceea ce s-a făcut. The state did not rely solely on the ambition or patriotism of its citizens. For those who couldn't find their own reasons for doing what was asked of them, the secret police could find one for them. Ceaușescu's wife Elena enjoyed her own role in Romania's living theatre. She had left school at 14 with a good mark in needlework. But the Romanian media were required to show her in a more intelligent light.
un loc special trebuie să aibă tovarășa Elena Ceaușescu, mai ales acolo unde în județele în care exista oarecare cercetare științifică sau universitară, sau exista un centru universitar, evident numele ei trebuie asociat acestor fapte de educație, de cultură, de învățământ. Niciodată nu puteai să spui doar tovarășa Elena Ceaușescu, evident trebuia să adaugi sintagmele consacrate de scânteia, savant de renume mondial și așa mai departe. Just as they did with her husband, the poets put pen to paper. But the cult of the great chemist signaled a new and more creative phase in their work. With Nicolai, the poets exaggerated. With Elena, they invented. This day of yearning and glory is inscribed in the calendar, cast in letters of gold and garlanded with lavender. For this is the day on which Romania gave birth to a woman we all know is without equal on earth. Nu puteam să învăț o anumită bucată dintr-o poezie. Mi-aduc aminte, era despre ea, despre tovarășa Elena Ceaușescu. Și nu mi intra în cap și m-am enervat foarte tare și am spus, eu nu învăț asemenea tâmpenie, că este o prostie, că eu nu cred nicio... Bine, erau și niște cuvinte de alea cu străluminează privirea și gândirea, că și ce fantastică era. Era o tâmpenie colosală, era ceva înfiorător. Zice, nu pot să învăț asta. Și atunci mi-a luat maica mea și mi-a spus, zice, ești nebun, vrei să ne aresteze pe toți? Zice, am o rugăminte, când spui toate alea cu mamă iubitoare, cu savantă de renume mondial, cu nu știu ce, gândește-te că sunt eu. Lângă marea lui iubire pentru om și pentru țară, e tovarășa Elena Ceaușescu, militant și om de știință, ce în lupta comunistă și-a pus viața cu credință, devenind, prin fapta vieții, eroina legendară. There was only one country in the world that celebrated its head of state with a pomp and pageantry that rivaled Romania. In 1978, the British government invited Ceaușescu to Britain. He said if he came to Britain, it would only be a state visit. He wanted the works. Prințul Charles al țării Gallivor, Wales, Princesa Anne, Princesa Margaret, Ducele și Ducesa de Kent. I issued a sort of comment on a piece of paper, which is worth perhaps recalling. It said, my private secretary wrote, Dr. Owen has commented, this is on 12th of June, just before he was coming, who agreed to his visit, did I, if I did, I regret it. I was very nervous when we left Victoria Station and had the carriage journey down the Mall. If there had been some a lot of placarding and booing and so on, it would have caused a very bad impression. Ceaușescu had been invited to Britain in the hope that he would buy aeroplanes. Romania's reported economic success was now to be tested in the real world. The negotiations between British Aerospace and Rolls-Royce, who were associated with them, and the Romanians was an absolute horror from beginning to end. Romania is a very, very poor country, and they were trying to mount these great schemes. They were obviously very pushed to get the money to pay for these things. And they introduced a thing called offset agreements, by which instead of paying in cash, they offered things which were of no use to anybody. A shipload of oranges, it could be turnips, it could be old lead piping, it could be anything at all. We had a report from our ambassador
And he made it absolutely clear, this is the worst dictator, the most dictatorial regime in the whole world. And yeah, virtually, I've got his exact words, I'll give them to you if you want to. And yeah, then also said that Madame Ceausescu was a viper. One of the things which we had an eye on was Madame Jan Ceausescu. I was tipped the wink very strongly in Bucharest at the time that she would have to be kept happy too. She herself was, I think, a perfectly proficient chemist, so far as I know. In any case, she had a reputation of being a proficient chemist and was given a diploma of some kind by the, I think, the Royal Institute of Chemistry or some such thing. And she was very pleased with her visit, and we were very pleased that she was pleased because he was pleased, and I might say that that kept all of his suite pleased. Until now, Ceausescu's shows have been inspired by real events. But by the early 80s, Romania was not following the script. The new factories were already outdated. The oil crisis made energy expensive. There were food shortages and power cuts. But there was also a solution: rewrite reality. When I was a young pioneer, before the shows and the parades, one morning they brought us out somewhere close to the banks of the Danube to wait for Ceausescu, who was about to make a visit on the occasion of this holiday of the harvest, of the crop. And they had us waiting for perhaps until 6 in the evening, that long. Finally, he made his appearance in his helicopter and he shook hands with a few people. And then Ceausescu went over to inspect a big display which had been waiting for him all that long, a big display of the harvest, which was, well, besides a few products like corn and a few cabbages and several melons, everything else was made of polystyrene and wood and something similar to plastic, which was painted all over to look nice. You had polystyrene cheese and wooden salami and very craftily painted other such things. People had been doing this rehearsal for 3 days in a row. So most of the real produce, you see, on the one hand, would have gone bad in the heat. On the other hand, back at that time, you couldn't see most of those products in the real shops either. We really thought what would happen if you really wanted to have a taste of that and go front and get a little crumble of something. According to the newspapers, the Romanian economy was continuing to expand rapidly. We always knew that the statistics were not accurate. It was obvious. You can see, everybody had friends and relatives in the countryside. And even the journalists who were going in the countryside could tell you and used to tell everybody that there is a disaster. The fact that you didn't have enough water to wash yourself, the fact that people didn't have toilet paper, the fact that people didn't have soap, the fact that you had to buy just a certain amount of bread. Vroia să arate că noi producem mai bine și mai mult decât sovietici în agricultură. De aceea, în unele cazuri absolut particulare, unele din aceste raportări nu oglindeau realitatea.
In the 1980s, the shows grew bigger and more complex. In these difficult times, the communist leadership looked at them with different eyes. Once they had been a tool of persuasion, now they were a source of comfort. Dacă e să fiu sincer, eu cred cred că în masa largă a populației aceste spectacole plăceau. Pentru că nu erau făcute cu prost gust. La ele lucrau cei mai buni regizori, cei mai buni oameni de teatru, poeți și asta de primă mână. Deci eu cred că plăceau. Evoluția în sensul artistic, nici vorbă, nici nu ne-a tratat de nimeni ca un eveniment artistic. Era un kitsch pe care, la care toată lumea era obligată să meargă și pe care toată lumea îl trata ca atare. Hai să facem niște lucruri foarte simple care să se vadă bine în clipa când sunt amplificate de 100, 2, 3, 400 de ori. Pașii erau simpli pentru noi, deci eram așa... în construcții, cu sapa, cu... Țin minte că la un 23 august erau întruchipați Decebal și Traian. Și Traian trebuia să-l omoare pe Decebal. Și eu am stat să mă gândesc, l-am văzut la repetiție, am stat să mă gândesc cum naiba să-l dau totuși în transmisie directă. Ei bine, am stricat șarful în momentul în care actorul de mâna 10-a, că era un actor slab, înfigea sabia în trupul lui Decebal. Și am stricat la maximum șarful ca să nu se vadă oribilitatea scenei. Nu atât în atrocitatea ei, că nu era o scenă atroce. Era prost jucată. Vedeți, acum se spune că această perioadă de 45 de ani de istorie în care a fost comuniști la putere a fost o perioadă de dezastru. Este stupid să putem crede că 45 de ani poporul român știa că este condus în mod rău, în mod prost, dar venea și aplauda mii și mii de oameni, sute de mii, milioane de oameni. Doar că strigai, da. Că n-aveai ce făcut. Strigai, bineînțeles. Strigai... Aveai... Deci te anunț... Membru de partid ăsta, ce, cum se cheamă ăștia de partid? Activiști, da. Activiști ăștia care le dirijai imediat. Aveam... Cum să intra... Erau 5-6 persoane și unul lângă noi care spunea acum. Și avea și pe hârtie ce trebuie să strigăm. Dacă absentai nemotivat, puteai fi sancționat pe linie de... administrativă, cum să spun. Să lua din salariu, erai retrogradat două clase, trei clase. Romania was experiencing an economic catastrophe. But who was to blame? Ceaușescu's answer was foreigners, specifically the international banks who'd lent him millions. He had a solution. The produce of Romania's farms was exported to pay off the entire national debt, total $10 billion. At home, supermarket shelves stood empty. Românii au avut curajul. În momentul în care finanța mondială a vrut să ne strângă de gât, noi ne-am strâns de burtă, am crăpat de foame și am plătit toți banii. Războiul acesta pentru demnitatea, dacă vreți, nu pentru demnitatea, pentru posibilitatea națiilor de a fi ele însele și de a nu fi sugrumate în numele unui fel de mondialist care la ora actuală sugrumă întreaga planetă. În lupta asta noi am început-o și așa cum cândva ne-am opus imperialismului otoman și imperialismul sovietic, acum luptăm cu globalismul care nu este decât o altă formă de imperialism. On May Day 1983, a new musical premiered in Bucharest. For the first and only time, an actor played Ceaușescu on stage. Eu am jucat un personaj. Directorul teatrului din Bacău, am avut discuții lungi cu el în care îmi spunea că el chiar a crezut în comunism. Recunoștea că el într-adevăr a construit acest comunism, socialism în România și a făcut-o cu toată credința.
m-am încercat să mă transpun pe un asemenea personaj ca să pot să mă încarc. Faceți ca astă lume să aibă parte dreaptă, egală fiecare, și să trăim ca frați. Persoanele care asigurau securitatea obiectivului, sălii, a repetițiilor și așa mai departe, nu vă spun că se intra cu legitimație, eram controlat și așa mai departe, asta se știu, astea sunt lucruri arhiștiute, dar ușor și am început să fiu confundat cu personajul pe care îl jucam. Chestiune care, cum să vă spun, au devenit stresantă. Intrasem deja în panică. Adică eram salutat de cei de la pază când veneam, cum să vă spun eu, trăiți! Veniseră și de la teatru de unde jucam eu, teatru din Pitești, un grup de baleine cu una dintre ele, prieten foarte bun. Ieșind la o țigare, într-una din zile, această colega mea s-a așezat pe picioarele mele. Ea și încă, pe lângă noi, încă nu știu câți colegi. Am fumat o țigară și am intrat. Același tovarăș, colonel, a venit așa insinuant lângă mine. Toașu, puțin atenție, totuși, noastră, mai sunteți așa oricine. Toașu Ceaușescu, pe picioare cu ușoară balerină, se interpretează, vă rog frumos, evitați chestiile astea, știți, pentru că... Deci după apariția pe postul național de televiziune, pe 1 mai, a spectacolului ăsta, ajunsesem să evit să ies pe stradă. Din actorul sau cântărețul cunoscut, așa cum mă știa toată lumea, la nivelul meu, nu spun așa, ajunsesem Ceaușescu. Simțeam o revoltă dinăuntru lor, toți cei care mă vedeau pe stradă și mă recunoșteau, erau, puțin spus, malițioși, răutăcioși. V-am văzut în Ceaușescu, acolo. Lumea pe stradă își mai permitea. As the 80s wore on, life did not get any easier in Romania. But Ceaușescu was building a new set, his largest to date. Work had begun on the new city center for the capital, Bucharest. Many historic buildings which stood in the way were destroyed. Others were moved aside. Noi bănuiam că biserica va fi demolată sau translată datorită faptului că întotdeauna când cuplul prezidențial Elena Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu treceau prin fața bisericii, trimiteau înainte un organ de securitate să ne avertizeze ca să nu fie oameni pe schelă, să nu fie oameni în fața bisericii, ușile să fie închise, să nu se tragă clopotele. Și iată că bănuiala noastră s-a îndeplinit în anul 1986, când, așa cum am amintit, printr-un decret de stat, Nicolae Ceaușescu a hotărât ca biserica să fie translată la o distanță de 23 de metri de locul inițial și în jurul ei să se facă un bloc pentru aproape a nu mai fi observată din stradă. Un fel de imagine apocaliptică. Buldozele erau la poarta bisericii, muncitori peste tot, pământ răscolit. Este o fără de lege și speram că Ceaușescu își va primi de la Dumnezeu pedeapsa pe care în ultima instanță a primit-o. Ceaușescu was following his script. An ancient king was leading his people into the modern age. In Ceaușescu's new world, the peasants would be moved into apartment blocks while he lived in a glittering palace, the largest in the world. Casa Republicii a fost copilul
lui Ceaușescu. În Casa Republicii vinea în fiecare zi o dată sau de două sau de trei ori, inclusiv duminica. El se considera că este ctitorul, este proiectantul acestei gigantice construcții. Palatul Ceaușescu era în apropierea caselor care au fost demolate. Casele erau bătrânești. Și asta l-a deranjat foarte mult, că a zis că pare a fi un sat de țigani. Și chiar așa ni s-a și spus când s-a demolat. Nici un centimetru din această Casa Republicii n-a rămas simplă. Ea a fost cât mai mult decorată. Pentru el nu a fost important costul. Să știți, în Casa Republicii nu a existat niciun obiect importat. Totul a fost făcut în țară. Chiar dacă, de exemplu, aveam nevoie de un singur obiect care exista tipizat în străinătate, am făcut o fabrică, dar l-am executat în țară. Ce? Nu ni s-a permis să importăm. Vrând prin aceasta să arate posibilitatea poporului român de a executa de unul singur tot ceea ce se făcea în întreaga Europa. Ni s-a spus că ni se va da un apartament la Znagov, fiind trei persoane, adică eu și bunicii, cu două camere. Chiar așa se și exprimau, mamaie, zice, o să fii femeie de oraș. Orice om ar fi înțeles în desen. Ei n-au înțeles desenele. Ceea ce făceam astăzi, de multe ori dărâmam și completam sau modificam total mâine. Și asta în fiecare zi. Au fost niște scări care au fost mutate întâi în plan, au fost dărâmate și făcute din nou. Niciun apartament nu avea instalație sanitară. Și trebuia să ieși în afara blocului, în spatele blocului era pentru fiecare apartament câte un WC-ul din ăsta zidic, ca la țară, s-ar zice. Și acolo trebuia să meargă fiecare. Ori bătrânii nu puteau și a trebuit să-și bage o găleată, să o facă un fel de toaletă în casă, în bucătărie și făceau și dimineața trebuia să mă duc să o răstor. Noi am executat unul din cele mai mari covoare din lume. Poate eu zic nu cel mai mare, al treilea din lume. Odată pus jos nu s-o putea desfășura, așa era de greu, vă dați seama. Romanians now live for much of the time without running water, heating or electricity. They queued for everything. Eventually, the reality caught up with the theatre. By the time of the last parade, even the show wasn't for real. Treceam și făceam cu mâna, doar atâta. Și el la fel ne saluta, asta era demersul, dar restul era megafoane care ura, trăiască, ura, toate astea. Noi nici nu strigam așa ceva. It was silly. I think silly. Everything was on a tape. Nobody applauded, nobody was shouting anything. Everything was on tape. Toată lumea avea o ușoară, sigur, o mânie în suflet pentru tot ce se întâmplă. La carne se stă la coadă nopți întregi, iar noi mergeam și preamărim pe mari conducători. Putea să coste un păgușor 40 de milioane, ceea ce însemna mult atunci, sau 60 de milioane. Cam astea erau sumele. Normal că nu ne convenea cu regimul ăla. Deci vreau ceva mai bun, ceva mai... Vedeam și noi așa, ne săturasem de televizor, tot numai program de două ore, altceva nu vedeai. Nu vedeai și tu un meci de fotbal, nu exista activitățile astea. Totul nu era numai patriotic. There were fewer and fewer reasons for politicians and poets to continue to back their leader. But one reason remained which eclipsed all others. Elementul hotărător care m-a păstrat pe mine în cadrul conducerii lui Ceaușescu a fost faptul că Ceaușescu a avut curajul de a reprezenta România cu demnitate și că s-a opus
hegemoniei sovietice până în ultimul moment. I don't think Ceaușescu kept the Russians out. And I don't care about it because if I'm looking at Hungary, if I'm looking to Czechoslovakia or even Bulgaria, I think that the Romanian occupation was worse than the Russian occupations. I think that if Romania would have been occupied all this time, all these 50 years by the Russians, the Romanians would have to fight a visible enemy. But you cannot fight your own people. On December the 21st, 1989, Ceaușescu held a mass meeting outside the Central Committee building. This square had been the scene of his first great performance, and it was to be the scene of his last. Eu întorsesem camera, făcusem panora mare, călcau o lozincă. Atunci am avut grijă să dau partea de public care încă mai stătea potolită, după care am dat balconul unde se știu cadrele sunt memorabile, cu Ceaușescu oprindu-i tovarăși, opriți-vă. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o... The crowd were not applauding, they were booing. Ceaușescu's astonishment could be read on his face. The show was over. De Elena Ceaușescu am auzit că îi sufla mai dele 100 în plus. El s-a pus case atunci să facă promisiuni. Ca să potolească mulțimea, el s-a apucat să facă promisiuni de bani, crezând că le închide gura. Lumea nu mai era dispusă să-l asculte și nici să mai înghită promisiunile de 100 de lei, care efectiv însemnau 3 kg de carne pe care nu le găseai. Înainte n-ai avut niciodată tentație sau pe 21 să, de exemplu, să-i arăți cadrul ăla cu oamenii care călcau lozinca în picioare? Nu. Nu am avut niciodată tentația să arăt cadre aiurea, care nu sunt corecte, nu de frică. Mi-am respectat deontologia profesională. Once the first breach was made, the end was swift. The Central Committee building was stormed. Ceaușescu fled by helicopter. A group of second-rank communists formed an emergency government. Atunci când am văzut elicopterul lui Ceaușescu plecând de pe clădirea Comitetului Central, m-am întors acasă și am spus că în sfârșit am scăpat de dictatură și m-am apucat de altă meserie. Și în momentul în care am văzut, după jumătate de oră, pe programul de televiziune, toți cei pe care eu îi consideram politruci în televiziune apărând în prim plan, mi-am zis că trebuie să mă întorc acolo și trebuie făcut ceva, o piesă de teatru sau un act dintr-o piesă de teatru și începea un alt act din aceeași piesă de teatru. Și legalitatea. Cum ați arme, domnule? There was fighting in the streets between the revolutionaries and factions still loyal to Ceaușescu. Ceaușescu's helicopter didn't get far. He and his wife were captured and quickly tried by a court appointed by the new government. It was a show trial. It lasted 2 hours. The Ceaușescus were found guilty of corruption and the destruction of the Romanian economy and were shot. Bună.
10 years after the revolution, Romania has a democracy. But the choices Romanians are making are similar to the choices that were made for them. The largest party in the Romanian parliament are the communists. The second largest are the nationalists, led by a well-known poet. Ceaușescu a fost un mare șef de stadă. Ce vreți să faceți dumneavoastră până emisiunea asta? Vreți să-l demitizați? Vreți să-l împușcați a doua oră? Nu veți reuși. Ceaușescu a fost un mare om al istoriei acestei țări și ar fi mai bine să-l întrebați pe regina Angliei, pe distinsa doamnă Elisabeta a doua, de ce s-a plimbat cu el în caleașcă. Pentru că dacă ea nu se plimba cu Ceaușescu în caleașcă și lui dădea cele mai înalte ordine ale Imperiului Britanic, nici noi, amărâții de pe malul Dâmboveței, n-am fi știut ce anvergură istorică are Nicolae Ceaușescu. Dacă mâine Ceaușescu ar învia și ar face exact ce a făcut, ar trebui și noi să facem exact ce am făcut. Ar trebui să-l omorâm din nou. Spectacolul a fost gata, a avut deja prima vizionare. Iar cei care, mulți din tinerii care au fost la mine, din tineri, din Uteciște, au fratizat cu poporul, s-au dus pe tancuri, au intrat în sediul Comitetului Central. Ar fi fost un spectacol bun. Din punct de vedere vizual, arăta foarte bine, foarte spectacular era. E o atmosferă plăcută pentru noi. Rapide nu sunt bune. Lăsați timpul să discearnă și va stabili locul lui în istorie. Eu nu mă dezic de valoarea mare, intrinsecă, a lui Ceaușescu, care a fost un important bărbat de stat. The Romania of Nicolae Ceaușescu was celebrated in spectacular theatrical shows. The whole country became a stage. Every inhabitant had a walk-on part. But there was only one star. On the 21st of August 1968, a young and inexperienced communist leader staged a mass demonstration which would transform his political power. Nicolae Ceaușescu, the son of a Romanian peasant, had been in office for 3 years. Until this moment, he had been regarded as the puppet of senior party members. All this was to change when he opposed the Russian invasion of Czechoslovakia. Atunci, în acea dimineață, mama, Dumnezeu să ierte, am iubit-o foarte mult, am divinizat-o, a venit de la piață cu o plasă cu cireșe și a strigat de nușe. Corneluși, au intrat rușii în Ceoslovacia. Am hotărât ca Ceaușescu să declare public că dacă vreun petec din teritoriul românesc va fi ocupat, noi vom riposta cu forță. Nicolae Ceaușescu was the last communist dictator of Europe. But the regime of Nicolae Ceaușescu was much more than a communist dictatorship. In the center of the Romanian capital stands the largest palace in the world. It looks like a glittering monument from an ancient kingdom. It is less than 20 years old.
Romania has long been one of the poorest countries in Europe. But until the end of the 1980s, its dusty boulevards were the backdrop for one of the most exotic regimes Europe had ever seen. Toto era un fel de teatru normal. Chiar un foarte bun teatru. Cu 22 de milioane de aplaudaci. 22 de milioane de aplaudaci. Așa se numeau, aplaudaci. Și un singur interpret. De fapt, doi. Un cuplu. Mi se părea că e un om bun, că este un om care gusta spectacolele noastre, ne mulțumea pentru munca noastră, pentru ce am făcut. A new national pride. Ceaușescu a dat românilor conștiința că nu mai sunt o colonie sovietică, că nu mai sunt un popor de sclavi ai Moscovei și că nu mai sunt nimeni pe lume. Ne-a făcut să credem că suntem și noi de nou cineva pe lume. Ceaușescu portrayed his opposition to Moscow as a new chapter in Romania's ancient struggle for independence. Before Ceaușescu, displays of nationalism were banned. Now, the party organized them. Țineți minte cuvintele lui Ștefan, care v-a fost baci până la adânci bătrânețe. Ceaușescu took part in pageants surrounded by horsemen in medieval costume. He believed he was following in the footsteps of the medieval kings who liberated Romania from foreign armies. Ceaușescu reprezintă această nație și această țară și că o reprezintă cu demnitate și cu cinste și că nu o lasă să fie încălcată cum am fost încălcați de hoarde de turci, hoarde de ruși, hoarde de habsburgici, hoarde germani. Support came from many people who were not communists. Nationalist intellectuals enthusiastically endorsed the new leader. They put pen to paper, and the Nicolae Ceaușescu personality cult was born. Your very existence is a miracle for man. Romanians, hungry and naked, have waited when since... When we say Ceaușescu, we say Romania. When you speak, rocks turn to mountains. The name of this leader is universal. Traveling further than any of the other princes, circling the planet as a messenger of our values and the global aspirations for a better and just world. His name is Nicolae Ceaușescu. Toate acele articole laudative au avut un scop foarte precis. Eu foloseam, de fapt, pe Ceaușescu ca un fel de timbru, ca să zic așa, pe un propriu mesaj, care era un mesaj naționalist. L-am folosit pe Ceaușescu drept cămilă. Ne-am pus deșagii ideilor noastre între cocoașele lui. Ceaușescu did not only look back to Romania's past. He modernized and industrialized his country. Ceaușescu invested in big new factories, and the amateur bands of the production lines celebrated. Impoverished peasants were moved into newly built apartment blocks. One of Europe's most underdeveloped countries was rapidly becoming a little less underdeveloped. Într-adevăr, era. Dar avea tot ce trebuie. Deci atunci exista bază, materiale, scule și tot ce e. Mașinile erau mai bune, dar acum nu mai. Și unde vrei și la spital, că erai, nu e cum să dă acum șpagă. Deci atunci era mai bine organizat. Acum, dacă te-ai îmbolnăvit... Pătrunderea trupelor celor cinci țări socialiste în Cehoslovacia constituie
o mare greșeală, o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Ceaușescu put on a show of defiance. The audience responded enthusiastically. M-am îmbrăcat cum am putut mai repede, m-am dus în piața Palatului. Din păcate, am ajuns la câteva minute după ce se terminase meetingul, dar am respirat aerul, era starea de spirit. Atunci am fost mândru că sunt român. Ceaușescu's opposition to Moscow launched him onto the world stage. World leaders flocked to Bucharest. Ceaușescu organized huge crowds to greet them. It was an amazing show, but it was also more than a show. For the first time, a Romanian leader had become an international statesman. Thanks to his position between East and West, Ceaușescu helped lay the groundwork for the Middle East peace settlement. The world was his friend. At home, he inspired